deputaților, văd că suntem în număr destul de mare și să supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței de data trecută pe care l-ați avut pentru informare să luați la cunoștință. Supunem la vot cine este pentru procesul verbal. Abține? Împotrivă? Mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi a ședinței. Nu m-am oprit, dacă vrei să mai voi două secunde. Intervin pentru că vreau să urez bun venit și colegilor mei care sunt aici și celor și prietenilor care au venit și oamenilor care au văzut anunțul și au venit și dumnealor ca să fie la ședință. Și aici, lângă mine, este domnul consilier județean, domnul Sorin Șova, o parte dintre dumneavoastră cred că îl cunoașteți, da? Este consilier independent și este localnicul Comunei Poduri. Și datorită faptului că avem o, să zic, o relație foarte bună, adică nu să zic, chiar avem o relație foarte bună, dumnealui a susținut în mod deosebit toate proiectele și tot ce a fost pentru Comuna Poduri la Consiliul Județean și atunci am zis că este foarte bine să vină și dumnealui, mai ales că tot ne-am întâlnit acum în ultimul timp cu nomenclatorul, cu... Da, așa că să-i urăm bun venit, că poate mai bine dacă... Sunt bine. Da. Mulțumim dacă sunt invitați, ori invitați oricând cu plăcere, da. Eu vă mulțumesc pentru invitație și curiozitatea e mare numai că n-am participat la niciodată în nicio ședință de Consiliu Local, mai ales comuna care m-am născut, care locuiesc în ultima perioadă. Și vă mulțumesc foarte mult, doamna primar. Și în continuare, Vasilului tot sprijinul, deși nu am nicio nuanță politică, am câștigat în vedere la Consiliul Județean cu număr de 17.000 de voturi. Voturi care, mare parte, au venit foarte mult, au venit și din comuna mea, adică de aici. Vă acord de tot sprijin și toată cooperarea. Telefonul m-a fost deschis tot de timpul când de doamna primar. Dacă a fost o problemă, cât de minoră sau majoră sau minoră, de altfel, recunosc și pe cei ultimii doi primari care au fost și de fiecare dată am avut o relație foarte bună. Și sper să vii în continuare așa. Mulțumesc din plăcerea tine. Mulțumim că ați venit. Și noi da. Pentru prezență. Putem trece da. La aprobarea ordinii de zi pe care cred că ați luat-o deja la cunoștință. Toată lumea a luat-o la cunoștință? Ați avut-o în față? Da. Sau vreți să o citesc? Deci cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumesc. Deci la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2018, inițiator primar al Budianu. Da, după cum știți, vineri au fost date sumele, ultimele sume de la Consiliul Județean. O să vă spun câteva generalități înainte ca doamna contabil șef Mihaela Zaharia să prezinte exact bugetul. Am avut o ședință de comisie de buget, mai mult o ședință așa să ne nu neapărat pe cifre exact și pe mai mult o ședință pentru a cunoaște exact situația. De ce probabil și de ce este alta lume și de ce sunt și colegii? Pentru că și ei sunt locuitori ai comunii noastre și trebuie să știe foarte bine pentru că prin unul, prin altul se duc mai departe ceea ce noi vrem să propunem și este foarte important ca lumea să știe ce dorim să propunem noi pentru anul care vine. Acum, o să vă spun că este un buget foarte bun, chiar mai mult decât foarte bun, dacă pot să spun așa. Nu pot să mă plâng acum față de alți primari, nu pot să mă plâng, dar putem să ne plângem că poate altă dată am luat sume mai mici când unii au luat sume mai mari, așa că multe lucruri pe care trebuie să le facem ne-ar trebui bani mai mult de 3-4 ori mai mult decât, dar acum avem chiar un buget foarte bun și de aceea fiecare sat al comunei și fiecare proiect a fost identificat și în fiecare parte a satului, în fiecare sat sunt investiții. Ne-am axat pe investiții și în școală. Mulțumesc domnului director că văd că sunteți aici, mulțumesc că ați venit. Pentru că, așa cum știți, dacă ne axăm pentru copii și pentru ceea ce ține de copii, este un lucru foarte bun. Așa că doamna Zaharia o să prezinte bugetul pentru anul 2018. Nu este nimic
mai de amploare sau nimic altceva față din anii trecuți, tot cu investiții, tot cu cheltuieli, tot cu aceleași lucruri, doar că știți foarte bine că trebuie să ne strângem pentru a vota acest buget. Da. Bună ziua! Deci, conform legii bugetului de stat pe anul 2018, legea numărul 2, au fost repartizate și alocate sume defalcate din TVA, sume de, pentru echilibrare, sume din TVA pentru drumuri, atât de la Direcția Finanțelor Publice, cât și de la Consiliul Județean. Pe lângă acestea sunt veniturile noastre proprii și alte sume alocate, care conform legii 273/2006, legea privind finanțele publice locale, doamna primară Albudiana propune spre aprobare Consiliului Local următoarea structură de buget. Venituri proprii, cele din impozitele și taxele locale, 899.000 lei. Sume defalcate din impozitul pe venit, 461.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, 3.474.000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit, 621.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, 191.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile materiale la învățământ, 276.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor de personal la asistenții personali și plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap care nu au asistenț personal, 1.025.000 lei. Sume defalcate din TVA pentru ajutorul de încălzire a persoanelor cu venit minim garantat, 101.000 lei. Sume pentru tichete de grădiniță și copii cu cerințe educaționale speciale, 45.000 lei. Subvenții încălzire pentru persoanele fără venit minim garantat, 50.000 lei. Transferul sume de la UNICEF pentru cele două persoane de la UNICEF, 70.000 lei. Subvenții de la PNDL pentru proiectul care este depus la PNDL, drumurile care sunt acum la licitație, 2.000 lei. Încasări din taxa de salubritate, 290.000 lei. Și la acestea se adaugă excedentul bugetului local anului 2017 în sumă de 2.802 lei. Astfel, total venituri ale bugetului local previzionate pentru anul 2018 sunt 12.305.000 lei. Aceste sume, această parte de venituri se repartizează pe cheltuieli bugetare astfel. Cheltuieli de personal. Sumă totală de 2.780.000 lei, din care salarii administrației 1.375.000 lei, salarii poliția locală 299.000 lei, salarii cultură 78.000 lei, salariile asistenților personal 735.000 lei, salariile la serviciul de asistență socială și UNICEF 208.000 lei, salarii la drumuri 85.000 lei. Toate totalizând, cum am spus, 2.710.000 lei. Cheltuieli materiale și prestări servicii. Sumă totală 3.075,5 lei, din care cheltuieli materiale administrație 686.000 lei, cheltuieli materiale la învățământ 276.000 lei, suma pe care i-a fost repartizată cu această destinație, la care se adaugă finanțarea complementară, adică ce alocă bugetul local pentru învățământ, tot la cheltuieli materiale, suma de 133,5 lei, cheltuieli materiale la Poliția Locală și Protecție Civilă, 20.000 lei, cheltuieli materiale la Cultură, 82.000 lei, cheltuieli materiale la Iluminat Public, 402.000 lei, cheltuieli materiale la Drumuri, 1.160.000 lei. Transferul la salubritate, este vorba de acea taxă de salubritate care am prevăzut-o la încasări, 300.000 lei. Și cheltuieli materiale pentru proiectul UNICEF, 16.000 de lei. Tot la fel, cum am spus, total cheltuieli 3.075,5 cheltuieli materiale și servicii. Transfer pentru protecția copilului. Acei bani care lunar trebuie să-i transferăm la Consiliul Județean pentru persoanele instituționalizate, persoane cu dizabilități care stau în instituții de asistență, 130.000 lei. Cheltuieli cu asistența socială, care cuprind indemnizația persoanelor cu handicap, subvenția de încălzire, atât la VMG cât și fără VMG, ajutoarele de urgență, 629.000 lei.
total cheltuieli curente, adică ce am spus, salarii, cheltuieli materiale, transfer cu protecția copilului, asistență socială, toate însumează 6.614,5 lei. Astfel, total venituri minus cheltuielile curente, rămâne de repartizat o sumă de 3.690,5 pentru investiții. Propunerea doamnei primar la partea de investiții reprezintă suma de 4.585 lei. Ba da, am pus 2000 la subvenția de la PNDL, am pus-o la venituri, ah, prin da, ideea da, că vin da, și-i duc și din cu acela... Da, 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 deci la drumul, aici vine 4585. Se defalcă astfel, parcarea primăriei, 150.000 lei, achiziționare birotică la serviciul administrației, 40.000 lei, schimbarea instalației electrice la școala Cernu, 30.000 lei, izolare termică la grădinița Podul, 230.000 lei. Inițializarea unui proiect pentru eficientizarea sistemului de încălzire în instituțiile publice din comuna Podul, școli, cămine și ce o să mai așa, 90.000 lei. Cofinanțarea proiectului pentru reabilitarea căminului la Cernu, 90.000 lei. Cofinanțare pentru finalizarea lucrărilor la Căminul Cultural Bucești, 200.000 lei. Amenajarea unui muzeu în cadrul școlii de la Brănești, cofinanțare 50.000 lei, cofinanțare la reabilitarea dispensarului uman Podul 100.000 lei și investiții la drumuri 3.605.000 lei, care și acestea sunt repartizate astfel. 540.000 lei, construire drum punct Sava în satul Prohozești, 35.000 lei cofinanțare la proiectul PNDL drumuri locale, 220 sunt cofinanțarea noastră, iar 2.000 vor fi alocate pentru lucrări la drumurile Sătești aprobate, semnat contractul și suntem în faza de licitații la drumurile Sătești prin PNDL, 100.000 lei proiectare pod la Cernu, în punctul biserică, și 710.000 lei cu finanțare drumul prin Gal, care de asemenea este depus proiectul în cursul anului, sperăm să finalizeze procedurile. Din, după alocarea și la suma de investiții, rămân în fondul de rulment, în continuare, în excedent, suma de 1.105 lei, care în cursul anului urmează a fi repartizată la anumite investiții care se vor ridica și trebuie să alocăm o sumă de bani. Apare da, și n-ai de unde de vânt, de unde lua bani. Doamna, de unde aloca bani. Iar bine să ne dați nouă un exemplu al de la... Da, da, da. Anul trecut ne-ați dat, dar nu s-a luat. Mulțumim pentru prezentare. Dacă sunt întrebări... Întrebări? Nu știu cât de mult colegii mei o să vă pună conducerea primăriei și acestor cifre care mi se par puțin reci, dar în același timp sunt calde prin expunerea doamnei primar că comparativ cu anul trecut și cu anii din urmă, bugetul este bunus, ca să nu spunem foarte bun. Mie mi-a plăcut tare mult defalcarea pe compartimente, cum a făcut-o Mihaela și doamna primar și supus în comisia de buget. E adevărat, să aveți în grijă o rezervă, câtuși de mică acolo, pentru că ce ne-au luat nouă la vechi pensionari și domnul consilier Griguraș poate mă ajută să confirme, ne-au luat guvernul Boc, ne-a dat înapoi o sumă de bani care ne-a fost luată, dar dobânda pe acești bani cât au ținut-o statul român a fost câștigat procesul de către liderii de sindicat ai noștri și o să ne trimită spre școală sau spre primărie. Să aveți în vedere și acest lucru dacă e posibil, dar nu e o sumă
monstruos de mare. Deci eu... O completare, vă rog frumos. Da, vă rog, vă rog. Deja vă rog să ai venit la scoală, la cuvânt, dacă se poate. Din da? Vă rog să vă înscrieți la cuvânt și să vă da. Și vă spun la modul foarte cinstit, doamna primar este un om excepțional. Ceea ce ne-a prezentat în aceste priorități și obiective și planuri de acțiuni la nivelul comunei, doamna primar, eu vă felicit pentru că ați tăiat și ați compartimentat sumele de bani cu o minuțiozitate deosebită. Și anume, ați avut în vedere dezvoltarea și modernizarea infrastructurii comunale. Este un lucru nemaipomenit. Crearea unui mediu economic local competitiv și atractiv. Crearea de locuri de muncă și incluziune socială. Creșterea calității educației, accesul la sănătate, cultură, sport și informare. Protecția mediului înconjurător. Și mă bucură tare mult la final, una guvernare la nivel local. De ce? Pentru că noi suntem un mic parlament care decidem soarta a întregii populații de pe teritoriul comunei. Și am o rugăminte la dumneavoastră. În comisia care noi am ținut-o, dezbaterile puțin mai înainte cu o oră, s-a desprins o idee fantastică. Să gândim cu toții cum să facem ca legătura de la domnul comisar margine, stadion, până în poduri să fie plăcută ochiului și să fie frumoasă. Pentru că suntem vizitați de foarte mulți oameni. Vor veni la mormântarea preotului Arsenie, Dumnezeu să-l odihnească mâine, zeci, sute și mii de mașini ce vor tranzita comuna poduri. Să avem în viitor ce le oferi ochiul critic al multora care ne vizitează. Mă bucur de muzeul satului că ați repartizat niște bănuți acolo. Mă bucur de toate aceste lucruri care le-ați gândit. Și din partea mea aveți susținere totală în tot ce înseamnă bugetul local. Mulțumesc! Cu completare, vă rog, numai la ceea ce a spus domnul profesor. Eu am luat legătura cu președinte pentru că am fost implicat în sumele astea care trebuiau restituite la pensionari, deci numai la pensionari. Hotărârea judecătorească a sosit la școli, că am luat legătura și cu secretariatul școlii, obligația este la școală să prevadă aceste sume în buget. Da. Deci noi în alocările care le-am primit de la Consiliul Județean și de la Finanțe, cum am spus, nu am primit niciun leu pentru salarii și pentru hotărârile judecătorești, pentru că aceste sume, începând cu anul bugetar 2018, s-au alocat prin Inspectoratul Școlar direct de la bugetul de stat. Iar banii care au rămas în fondul de rolment, așa cum am menționat, se vor putea aloca în cursul anului 2018 în buget pentru investiții. Doar pentru obiective de investiții. Ce rămâne în fondul de rolment, atât îi putem aloca. Dacă în cursul anului, cum a fost și anul trecut, s-a aprobat printr-o hotărâre de guvern alocarea banilor din fondul de rolment și pentru cheltuieli materiale și salarii, dacă este strictă nevoie, putem să-i folosim pentru altceva, dar așa cum stau lucrurile în momentul ăsta, doar pentru investiții. Este prevăzut în hotărâri ca în primul trimestru să fie distribuit acest bani. Înseamnă că ar să aloce bani de la guvern. Asta este. Eu vă spun ce noi, alocarea la salarii și la hotărâri judecătorești este zero. Da. Am primit bani doar pentru cheltuieli materiale. La învățământ. Mulțumim. Doamna... În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului profesor Bia pentru cuvintele frumoase pe care ne le spune de fiecare dată. Nu este chiar atât de bine, nu sunt eu chiar atât de bună, nici chiar atât de... Dar să știți, domnul profesor, că mă străduiesc, chiar mă străduiesc cu niște lucruri bune, că știți cum e, că sunt plăcute, că sunt neplăcute pentru unii. Eu, sincer, în sufletul meu chiar am așa o liniște, pentru că vreau să fac lucrurile, în primul rând, să fie legale, asta este foarte important, și în al doilea rând să fie bune pentru comunitate. Gata, nu reușește întotdeauna, este foarte adevărat,
Dar după ce văd eu, cam ce spun oamenii, pentru că am un puls așa al comunii și totdeauna am fost realistă și legată așa de realitate, oamenii să știți că sunt mulțumiți și de aceea cred că și dumneavoastră, auzind unele lucruri, nu neapărat pentru prietenia care o avem noi doi, dar pentru faptul că știți că oamenii sunt, spun de bine, drept, doar oamenii, dacă nu sunt eu de față, e clar că ar spune lucrurile care le cred fiecare, știți cum este. Așa că eu vă mulțumesc, să știți că Mihaela a fost cea care a făcut buget, că este normal. La investițiile propuse, s-au vorbit și cu ceilalți mai dinainte, nu numai de acum, se colaborează cu toate serviciile, dar vorbesc că tu ai fost principalul care a făcut bugetul și este o muncă destul, este o muncă destul de grea, nu e chiar ușoară, pentru că știți cum este, dacă ceva de aici scapă, se pot întâmpla foarte multe lucruri. De asta chiar pentru mine este un exercițiu financiar cu bugetul. Este chiar legal înainte de a fi moral. Moral pentru că vreau ca comuna, ca toată lumea din comună, să aibă câte ceva, să primească câte ceva, mai ales că bugetul, spun încă o dată, chiar este unul călduț, cum a spus, față de ce... Bineînțeles, mie mi-ar fi trebuit mai mult, normal, ca la toată lumea. Un lucru pe care pot să-l spun și sper ca peste vreo ședință, două, până când se face căldură, să nu mai vină nimeni să mai bage pumnul în gură, pentru că este și, cum să zic, este și dorința mea. O să continuăm drumul județean pe reparații, pentru că a spus că intrarea în comună, cred că prima dată, dacă reparăm și aducem până unde am început și un pic mai încolo, din câte am înțeles, că anul acesta vom primi acest lucru. Sper să fie așa, pentru că dacă ar fi banii aceștia în mâna mea și aș vă spun că era făcut deja, dar nu sunt mâna mea și sunt alții de care trebuie să tragem și care să ne ajute sau nu. Domnul Șova știe că acolo sunt 93 de UAT-uri, nu suntem numai noi, chiar dacă ești drag, chiar dacă nu ești drag, dacă ești drag îți mai dă un 1%, dacă nu... Na, dar nu poți da mai mult de 1%, 2% față de ceilalți, pentru că până la urmă asta e politica și asta e administrația. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că, și vă mai spun ceva foarte sincer, poate înainte când ați venit pe la ședințele astea, uneori așa mai zicea, domnul Bia, uite, mai fabulează cu tare, eu să știți că recunosc de fiecare dată, dar îmi dau seama că toate lucrurile pe care le spuneți, chiar le spuneți din suflet și chiar sunteți foarte bine împământenit pe ceea ce spuneți. Să știți că am mai auzit și lucruri, ba mai negative, ba pozitive, dar observ că lucrurile pozitive predomină și vă mulțumesc foarte mult. Am făcut acest buget să fie mai călduț, pentru că în primul rând o să vă spun niște lucruri, ca să nu neapărat cifrele astea reci, o să vă spun că trebuie să susținem toate proiectele pe care le avem prin cofinanțare. Cofinanțarea depinde de fiecare proiect în parte, cât este. Că la 1-2%, că la 1-3%, o cofinanțare foarte mare pot să vă spun că este... Proiectul de la Gal are o cofinanțare foarte mare. Este drumul de la Brănești, care știți foarte bine, am avut probleme cu el, știi, intrare iarna cu desfundatul. E un drum cu probleme foarte mari. Și el are cofinanțare 7 miliarde. Deci, dar din banii primiți, în afara faptului că ce am avut în fondul de rulment din anii trecuți și ce cheltuieli am avut pentru proiectele care... și pentru a aduce în legalitate proiectele, toate s-au cheltuit niște sume de bani, că trebuia să le luăm din fondul de rulment. De asta spun, acum ar fi normal să avem un fond de rulment, pentru că nu se știe ce mai intervine pe parcurs. Ei, din banii ăștia, tot ce a fost cheltuit, am adus înapoi și așa, și plus că am adus înapoi și ce investiții, toate s-au acoperit și a rămas și ceva în plus. Asta este ideea. Deci, cofinanțarea asta de la GAL, care e de 7 miliarde, spune că e cofinanțare destul de consistentă cofinanțarea, dar dacă am promis acolo oamenilor cofinanțarea pentru cele 5,5 km de drum, care la ora actuală se află în licitație, pe data de 22 terminăm licitația, știți cum, cu rugăciune acum, ca să dea Dumnezeu să vină o firmă, să nu avem contestații, să vină o firmă ca să putem să ne ducem mai departe ceea ce am început, care este foarte important, da? Da, dumneavoastră știți, pentru că cum s-au alocat banii prin PNDL. Apoi, cofinanțare pentru căminul de la Bucșești. Să știți că am ținut încă o dată, repet,
foarte mult ca la școli, o să am și o discuție cu domnul director după ce n-am avut încă, dumnealor au venit și au cerut niște lucruri, o să fac tot posibilul pentru că știți că școlile sunt un punct de-a meu sensibil. Asta e, da, nu pot să-i spun nu pentru că e vorba despre copii care sunt, așa sunt puțini și așa sunt probleme destule și asta ar mai trebui din punct de vedere administrativ să mai fie problemele astea. Cofinanțare pentru căminul, dumneavoastră știți foarte bine despre cămin, ce prostii spun, pentru dispensarul. Dispensarul uman care ei ne dau jumătate din sumă, spun să o punem noi eu acum. Noi am pus jumătatea asta din sumă încă o dată. Dar eu vreau să am o discuție și cu domnul de la Betania, pentru că sunt o relație foarte bună, să vedem dacă poți să ne ajute cu ceva. Când întotdeauna ei au fost și au sărit pentru noi, de când era domnul Dobrovă și au făcut școala. Da, păcat că școala a rămas așa, sunt o grămadă de lucruri genul ăsta. Avem iar o cofinanțare pentru... Căminul Cernu, care este depus de mai demult la FIR. Și acum mai încep din nou la FIR. Până acum s-au dat utilajele, ce a fost mai simplu și acum încep reevaluările la proiectele mai vechi. Deci de căminul de la... Pentru amenajarea muzeului, chiar m-am întâlnit cu cei de la Ministerul Culturii și am discutat și, într-adevăr, a fost unul dintre proiectele prinse. Dar încă nu s-a făcut departajarea sumelor ca să apară să le avem. Parcarea primăriei. La parcarea primăriei 1,5 miliarde, dacă vedeți acolo, da? Noi am început-o cu o sumă, am pus o sumă un pic mai mică. Bineînțeles că ne-au mutat imediat toate chestiile pentru că trebuia făcut proiect. Și fără proiect, și fără autorizație de construire, și fără avize, n-am putut să facem absolut nimic. La fel și mai avem acolo izolare termică la grădiniță, da? Am pus o sumă de bani, știți, în anul trecut, suma a stat acolo, n-a cheltuit-o nimeni, s-a ridicat la 2,3 miliarde, pentru că ISU și nu vor să ne dea avizul dacă nu avem proiect și dacă nu avem de la ei avizul, nu vor să ne dea să facem proiectul. Și atunci trebuie să facem proiect pentru că trebuie să schimbăm la nu numai izolarea termică, trebuie să intervenim și în acoperiș, pentru că este tot putrețit de desubt și au văzut să nu doamne cumva să se întâmple vreo nenorocire cu el. Și atunci au trebuit, n-am avut ce faci, prima dată ajunsesc la vreo 4 miliarde și ceva cu schimbatul la tot ce aveau căprior și așa au găsit o soluție un pic mai... Da. Pompele de căldură pentru școală. Avem aici o cofinanțare. Eu vreau să-l amintesc aici pe domnul Mitriel, care el este creierul acestor proiecte, ca să spun așa. Este primul proiect pe care... Primul proiect din județ, nu știu dacă... Mai mult din județ, nu? E unul dintre primii proiecte pe țară, care le face domnul Mitriel, pentru a face aceste pompe de căldură, pe care noi le avem aici în primărie, să le facem și la școli. Am avut discuții cu Comisia de Buget și noi să facem o analiză, să vedem cam ce ar însemna costurile de la energia electrică, că în momentul în care nu e lemn, te costă totuși iluminatul. S-au discutat despre asta. Dacă avem, v-am spus, suntem primiți, suntem un fel de pionieri aici a județului cu aceste... Drumul de la Saba. Se va construi, el e 5,4 miliarde, banii deja sunt în buget, deci pentru asta se va da prin credințare directă, nu se va mai face licitații, că acoperim exact suma și așa. Așteptăm să vină căldura, acum că asta e lucrul care îl așteptăm. Și pentru drumul județean așteptăm să vină căldura, iar pentru celălalt îi așteptăm să facem cruce să fie bine la licitații. Pentru că totuși, poate mi spune și ceva domnul consilier, că știe foarte bine situația cu drumurile din, mai ales de drumul județean, care... Drumul județean 117 întreagă legendă, dacă, pentru că fiecare, cum dumneavoastră știți și unii dumneavoastră aveți experiența mai multor, ca să zic așa, mai o experiență mai veche în politică, să știe că fiecare parlamentar, fiecare își face lobby pentru, o să vorbesc mai din grădină, așa, își face lobby pentru curtea lui. Cazul drumul 117 care începe de la Zeme și se termină tocmai în partea alaltă la Livezi,
este greu. Noi am avut prima dată, ne gândim noi, când spun noi, spunem vorbim de tronsonul podurii Buda. Pentru că 3 ani de zile, 4 ani de zile, Comuna Zemeșu a avut o mare problemă cu drumul 117 datorită utilajelor grele. Ei, și foarte mulți bani plecau pe 117, dar plecau în zona aia. Acum sperăm în viitor, nu prea îndepărtat. Aveți tronsonul ăsta, este tronsonul care e de la Cernul la Buda, care va fi anul ăsta, va fi cu siguranță și modernizarea drumului, așa cum spuneați dumneavoastră, cartea de vizită și intrarea în comună de la Moinești până la intrare. De asemenea, v-aș recomanda, cum este permis aici, dumneavoastră, că ați vedea responsabilitatea celor 8.000 de locuitori aproape cât are comuna, să aveți în vedere dezvoltarea ei și cu sprijinul, numai cu sprijinul dumneavoastră, acel muzeu este foarte important pentru identitatea comunei, care dumneavoastră începe să puneți bazele, pentru că vedem, am văzut, fiind și eu fiind și președintele Comisiei de Cultură din cadrul Consiliului Județean, am fost invitat în mai multe locuri la tăieri de pamlici. Tăieri de pamlici, da? S-a spus, spuneau alții. Am fost invitat, le-au tăiat alții înainte, eu nu am fost doar, am luat act și am atinat pe cei care s-au implicat. Vă spuneam că este foarte important, pentru că Comuna Podul, după cum bine știți, are un os, așa, sau o venă de acum 5.000 de ani în întâi, care a fost dată de orientar și prin carbul 14. Deci, nicio altă localitate de raza a județului nu are filonul ăsta, dacă știu, filonul ăsta de aur al istoriei care l-a avut Comuna Podul. Eu să vă sprijin pe, mai ales pe segmentul muzeu, cu tot ceea ce pot, și mai mult de atât, am avut discuții în două rânduri cu doamna primar, vis-a-vis de dealul Chindaru, vis-a-vis de cine are acum posesia act de proprietate pe acel deal, să vedem cum îl putem aduce către noi, către comună, și ca să valorificăm acest lucru. Am participat în alte comune, spre exemplu, Iași cu Cuteni, în care este o tradiție acolo, care odată pe an din câțiva mii de oameni și o atracție istorică la fel de importantă ca cea de-a noastră, dar numai că acolo s-au făcut mult mai multe investiții. Noi putem face acest lucru. Sunt și bani europeni pe segmentul ăsta care le putem să-i aducem în zona asta, pentru că o identitate care există deja, noi nu mai trebuie să o prelucrăm și să o punem în valoare. Și asta numai cu ajutorul dumneavoastră. Și sprijinul meu, ca să nu fiu un politician, că nu fac parte din partid, îl aveți întotdeauna pe toate culoarele politice și încercăm ca să facem ceva, pentru că numai atât, numai așa putem face. Și ca să mă întorc la buget, ce spunea dumneavoastră, județul Bacău are cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată, anul ăsta. Anul trecut a fost un pic, adică a fost mai jos, acum are bugetul cel mai mare din istoria sa. Vă mulțumesc pentru invitație, îți plăcut surprins. Te văd domnul profesor, domnul primar, ceilalți o să face cunoștință după, dacă... Doamna președintă, dacă îmi permiteți. Da, și domnul Saparu, mai devreme. Da, aștept. Da, spune, dacă... Doar vreau o întrebare pentru domnul consilier. Dacă cunoașteți situația că ceea ce spunea dumneavoastră cu muzeul, care e pe raza comunei Podă, dealul Ghindaru, dacă cunoașteți că intenția orașului Moinești de a acapara acest muzeu. Da, declarat am fost prezent, cred că când doamna a lansat monografia Comunei Poduri, atunci a fost o intenție directă a unei personalități a Comunei Poduri de a prelua acest sit, să-l preia Moineștiu. Eu n-am fost de acord, am luat legătura la acea dată cu directorul muzeului de la Piatra Neamț, care este custodele și cel care a făcut săpătători arheologici în zonă. Ceea ce s-a întâmplat acolo este sub semnul întrebării, bună, perioadă bună de ani, este sub semnul întrebării și o să vedem ce putem face, dar am avut o discuție și cu Muzeul de Istorie de la Bacău. Voi purta în continuare să vedem cum, sub ce formă și cu doamna primar, de ce formă am putea prelua noi, sub formă, Consiliul Județean, sub forma comunei existente, pentru că altfel se gestionează, repet, trebuie pus în valoare, absolut, mai ales această resursă, ghilimele de rigoare, această resursă istorică nemaipomenită. Eu vreau să vă spun că tot în zona acolo, la Rusăși, mai sunt încă două situri arheologice, declarate situri,
care nu sunt încă cunoscute. La fel, nu cu aceeași amplitudine istorică, dar la fel de cunoscute ca și la fel de vechi, cu vechime extraordinar de mare în acea zonă. Și nu numai. Sunt mai multe situri care o parte nu să le știți, o parte nu le știți. Eu am vorbit foarte apropiat cu fostul Dumnezeu să-l odihnească Dan Monac, arheologul care a făcut prima dată săpături acolo. Și am stat foarte mult în preajma dumnealui, am lucrat cam 15 ani în campanii arheologice și cunosc foarte multe amănunte pe care nu sunt scrise, nu sunt numărate în nicio parte, pentru că nu la acea vreme erau simple discuții. Dar, repet, trebuie pus în valoare acest sit și numai acest sit mai se este. Avem Negrenii, la fel, mai avem un sit dealul Cremenișului în partea asta. Da? Și mai sunt. Care astea trebuie pus în... Se poate face chiar... O să vă propun, la un moment dat, când avem pregătirea necesară cu bunda și logistica, să dăm drumul la o... Să dați dumneavoastră drumul la o sărbătoare, o zi dedicată, știu cum e ziua comunei, sau, dar o zi dedicată specială. Sau, din zilele comunii, când aveți dumneavoastră, o zi să fie dedicată numai acestui aspect. Pentru că am mers și toată lumea ați părăsit arealul județul și țara și ați văzut unde sunt pus în valoare istoria, acolo sunt vizitatori, acolo unde sunt vizitatori este cheltuială, acolo unde este cheltuială sunt locuri de muncă. Este un filon foarte important care dumneavoastră ați putea merge pe el să, în primul rând, o cunoaștere a zonei și, în al doilea rând, nu direct un câștig economic. Să știți că, ca să rezum ceea ce mă întreba întrebarea dumneavoastră, îndeaproape am urmărit ceea ce se întâmplă acolo, o chestie de timp până o să facem mai multe discuții. E normal ca să ne luptăm noi, autoritatea, să câștigăm... Da, trebuie implicarea. Acum, doamna primară, știți cum, de acum ar trebui nu primăria... Primăria să patroneze acest lucru. O persoană desemnată care să bate cărările care trebuie, pentru că nu poți fi prezent și ocupa tot spațiul și tot timpul de dedicat acest lucru. Dar o persoană dedicată care dorește să implice, eu sunt un cel care alături de cine să dorești să implice, să punem în valoare acest lucru. Mai aveți completat, doamna primar? Mulțumesc domnului consilier că ne-a expus acest lucru și pentru faptul că, mai ales că locuiește prin zona acolo, știe foarte bine despre ce-i vorba și este implicat în această... Nu l-au căpilărit, o locuiește acolo, că era și dădea zăpada. Să știți că primele elemente care le-a depistat, acum dânsul nu vrea să spun, dânsul a găsit primele elemente, le-a adus la școală, la domnul profesor Dudorale. Da, mulțumesc și asta mă aleagă foarte mult. Și de acolo s-a descoperit acel sit. Și o să vă spun și ce am descoperit, ce am descoperit. În urma tractorului, spuneți. Au fel de artefacte. Da? Și am găsit o jumătate de statuietă, era un idol, nu știam, că e o păpușă de lut, că așa arăta. Un topor de piatră, și câteva vase, dar erau numai cioburi, erau numai elemente mai mari, așa, de câteva vase. Și la acea dată le-am dus, eram în clasa 4-a, le-am adus la profesorul de istorie Dan Monac, domnul profesor Ujor. Și imediat, la un an de zile, ele au fost înaintate către muzeul de la Bacău. Bacău nu avea puterea financiară și era un fel de muzeu regional, era muzeul Piatra Neamț, drept pentru care ei au trimis echipa de arheologi aici, de acolo fiind și declarat muzeu custode. Și atunci au început. Cei care au fost trecut prima dată acolo au fost trecut pur și simplu după al doilea an. Că... Și ulterior s-a descoperit un... grup statuat, poate da. Nu cunoașteți mult din dumneavoastră, de renume mondial, da. S-a făcut Sahia Film, a făcut și un film numit Zânele de la Poduri, care actualmente se află la Muzeul Piatra Neamț și, de ce nu, viitorul, în Muzeul Comunei Poduri. Am să vă completez, domnul profesor, când mi-ați adus mingea la film. Să vă spun că am participat la Sahia Film, am fost figurant în acel film, la care s-au făcut filmurile pe șantier. Am participat la prima reconstituire a unei case neolitice din Europa. Acolo au fost, vă spun dumneavoastră că n-ați participat și de-aia mă leagă foarte mult și acolo au participat totul de renumă mondial,
și am recuzit acea locuință. La acea locuință nu s-au folosit pericosibilii, ei nu s-au folosit decât curmei de tei, lemn de alun, lut și stuf. Ei, și pe asunt s-au întâlnit toate elementele care au fost găsite, au fost reconstituite în, și s-au putut acea locuință de la scara 1 la 7, dacă mă duc, nu 1 la 10. Deci erau casă 2 pe 2. De fapt, ar fi trebuit să aibă 20 pe 20, cam așa ceva la scara care a fost construită. Și filmul și cercetătorii care au fost, o doamnă din Franța, stătea pe culmea dealul acolo, colină, și povestea celorlalți, spunea, boala la colin și le arăta valea, care valea era toamnă, era început sucurile sporului și erau șurini așa, cum să, știți dumneavoastră, cum să tăia fiecare și erau șurini. Și șurini erau cu blugele făcute așa și altele cu șurini cu movil de porumb de ciocat. Era parcă era movil de aur din deal, așa se vedea, toată valea. Erau frumusețe nemaipomenite. Sunteți regizor de film? Nu, am participat, l-am cunoscut la acea dată pe... Marele regizor Ursu de la Casachia Film. Da, care, eu am auzit el, dar nu știu. Da, băiatul a jucat în filmul Cineșari, în filmul Ursu, care v-a făcut în scopilărit. Da, și bine să găsim și filmul. L-am căutat de un profesor Caul de 4 ani. Deci, domn profesor Caul de 4 ani. În momentul în care toate cinemaurile au fost... Dar mai faceți odată, domn Fasier. Nu o să mai facem. Nu mai pot. Când m-am întâlnit cu actualul muzeu, director de la muzeul, aveam și-a spus cine sunt, s-a uitat la mine și eu nu și-a aduce aminte și după aia am mai spus încă o dată și i-am spus niște picanterii din campania electorală. Și într-adevăr, atunci am început să fie mai deschis vis-a-vis de cel care o lua de alu ghindan și făcut alte săpături. Adică au spus și altceva, ceea ce nu știe nimeni. Caut acel film, repet, caut acel film de mult timp. De mult timp, când au dispărut cinematografiile de la țară, toate din zonă care mai erau filme de arhivă au fost îndrumate către... Am luat legătura un domnul profesor, domnul învățător de pe uliță... Grigoraș Ion. Mai este în viață? Vreau să intervin legat de film. L-am rugat pe dumnealui și spunea că este la filmul, ar fi fost dus mai multe filme adunate la Măgirești. Am luat, la fel, am luat legătura cu actualul primar Câtă, că el al doilea, treilea mandat, nu știu, mai de mult, de la început. Și am încercat să găsim să găsim că la el, și-a asumat o carte scrisă Valea Răzeșilor, de pe Tăslău Sărat, monografia Comunei Măgirești, din care sunt elemente și din Comuna Podă, dar foarte puțin. Și la acea dată am încercat să găsim acest film, i-am dat toate datele care le știam eu, din discuțiile avut, și s-a pierdut. Este pierdut undeva, este pierdută caseta filmului. Rămânii să vedem dacă la Sahia Film, vechile de acolo, ar mai exista vreo casetă cu acest film, să-l luăm și să-l punem la loc de cinste. Așa e normal. Da. Îmi permiteți un minut. Mulțumim, legat de acest film, și ați pomenit prin învățătorul Dumnezeu să le Ionică Grigoraș, eu țin minte că un film, o casetă din asta micuță, o are dânsul. Trebuie luată legătura cu soția lui, să vedem dacă este așa. Doamna primar, pe care mai mare autoritate decât mine. Da, și... Da, face... Și dacă suntem tot la buget, dacă noi ne acapărăm acest sit, vom trebuie avea un venit, noi ca și comun. Actualul proprietar, acolo fără nume, actualul proprietar, să vedem ce formă. Am înțeles toate discuțiile cu doamna primar, că ne-am început discuțiile astea mai de mult. Am înțeles că există o dorință de a-l vinde cu anumiți bani. Acum să vedem. Eu vă spun că trasul bărțului pe gardă s-ar putea să ne facă bine, pentru că dacă eu am informațiile care le știu și se confirmă, s-ar putea să ne dea degeaba să scape de el. Pentru că nu poți, într-un sit arheologic, nu poți lucra și nu poți, absolut, nu se face nu investiție, Dumnezeule, dacă suntem la capitolul bugetelor, nu mai investiți. Este defect. Nu se face nicio lucrare, absolut nimic. Da, lucrare. Și Boineștiul nu are decât, are și un sit arheologic pe valea aceea, ziceți, Măgirești, Valea Rinilor. Da, la Valea Rin este o cetate dacică acolo. Să profileze pe aia. Da. Să ne lese Moineștiul poate să stea situl lor de la Moinești,
Nu avem nicio problemă cu ei, fiecare stea situl lui și în casa lui, mi se pare cel mai corect. Atâta timp cât noi nu ne-am dus la situl lor, ei să ne lese situl nostru în pace. O să vă propun... E bine să ne spunem punctul de vedere. E bine să ne punem punctul de vedere. Nu, de mai mult, o să ce să avem mai... Nu s-a prea știut treaba asta, că ei umblă pentru a acapara situl ăsta. Nu, nu, el când l-a cumpărat tacit, eu l-a la băieții aia, pe acolo dat o sticlă de vin sau două, tot la fel, la ce vremi. Am aici la mine și am vorbit cu ei, care sunt și de rusăieri și așa, și am discutat, am avut și discuții cu ei, chiar e o păcălit, dacă au fost, că exact în măsul este că păcălit. Dacă e făcut prin notar, păcăleană cu acrilicul. Dacă este altă formă, dacă este altă formă, e atacat. Notar, nu cred că, pentru că ei n-au avut posibilitatea să ducă toți la notar și atunci notarul nu o semna, pentru că trebuiau să duc mai mult, pentru că era dezbătut o moștenire. Nedezbătută moștenirea, n-au putut semnezi tot. Și atunci au trebuit în altă formă să-i dea. Vreau să-l chem un pic la mine pe ăsta care e de la... Am vorbit un pic cu ei, dar am vorbit așa prin telefon. Dacă există voință, lucrul ăsta este ceva realizabil și eu cred, eu voi chiar voi iniția o întâlnire cu domnul de acolo, pentru că tot de la Piatra, mi-am zis că e filmat acum, tot de direct, domnul director de la Piatra, spunea că cei care au preluat și au făcut săpăturile, au plecat mai multe elemente și au întors mai puține. Ca kilogram, nu pot să spun ce anume. Dar trebuie văzut că sigur, sigur există o cale de... Trebuie să existe. Prin vânzare, prin cumpărare. Eu o să fac lobby către Consiliul Județean, nu lobby. Lobbyle care era normal și firesc ca acest sit de acolo să revină nu unei persoane fizice, ci între comunități, fie a comunei, fie a județului, să beneficiem sub forma cât se poate, să punem în valoare, sigur. Dar aveți cunoștință, s-a terminat procesul? Când autorul, proprietarul, în proces cu statul român. Nu cunosc. Nu știți dacă s-a terminat. Directorul de la muzeul de la Piatra Neamț a murit. Știți dumneavoastră. Da. Acum este altcineva, nu prea are amănunt. Dar dânsul ne-a spus foarte multe amănunte legate de proces, de cum și-a însușit și ce-a deci făcut. Deci cel care este, eu am vorbit, nu cu domnul Dan Mora, cu domnul Silete, că am aflat dimineața dumneavoastră, am vorbit cu actualul director de la Piatra și dumneavoastră mi-a spus foarte multe lucruri extrem de interesante și periculoase pentru anumite persoane. Dar cu promisiunea că o să ne vedem în ședință viitoare în una, două, trei luni, cam două, trei luni așa, o să vin cu mai multe amănunte și sigur, sigur o să găsim soluții și o să fac ceea ce trebuie în Consiliul Județean ca acel pământ lot, sau cum mai spune acolo, 2 hectare cât sunt acolo, nici nu știu dacă sunt 2 hectare. Aproape 2 hectare. Da. Să revină... E întreagă istoria acolo. Este extraordinar. Aș putea să povestesc extraordinar de mult despre cât au filmat cei de la Sahia Film, sub ce formă au filmat, sau la ce adâncime s-a săpat. Deci s-a săpat până la 4 metri jumătate. Deci stratul de locuințe, până la 4 metri jumătate în pământ. Acolo, de acolo s-a ajuns la pământ, cum spunem noi, în popor, viu. Mulțumim. Chiar nu m-am gândit că o să iei așa turnor romantică și de amintiri și așa. Păi nu, patrimoniul local există în fiecare dintre noi, degeaba... Da, mulțumim frumos pentru și pentru expunerea care ne-ai făcut-o. Uite, a fost un bine și un plus că ai venit aici astăzi aproape de noi, pentru că așa cu încetul, cu încetul poate punem la punct aceste lucruri. Cel puțin din partea mea și a echipei de aici, din primărie, există voință, deci nu avem nicio problemă. Dacă n-a fost voință, poate anul trecut și așa, asta pentru că ne-am axat pe alte lucruri, nu pentru că n-am vrut. Pur și simplu ne-am axat pe alte lucruri, nu putem să facem și să fie totodată. Asta e de fapt ideea, că deci, după mine aș face tot, dar nu prea ai cum să le cuprinzi absolut pe toate. Mulțumesc tare mult, mulțumesc foarte mult, doamna Mariana. Mulțumesc. Mai sunt întrebări sau completări? Sau putem supune la vot bugetul, proiectul de buget? Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumim. Asta ceva. Da, vă voiați mai devreme, dar... Am vrut, dar doamna primar, la voiam să... Am anticipat câteva proiecte, mai câteva cifre au fost, niște exact. Cifre pentru economiști. Cifre sunt pentru economiști, exact. De asta am și spus câteva anticipat. Lucruri importante din ele, pentru că niciodată nu le-am cu cifrele așa și trebuie să știu cam despre ce ar fi vorba...
în mod special. Vă mulțumesc pentru că ați aprobat bugetul. Să știți că am dat o responsabilitate destul de mare când văd, nu neapărat cei care sunt la PSD, ei care sunt la PSD și cazul că au încredere în mine, că altfel dacă nu eram, n-am fost aici. Le mulțumesc celorlalți colegi care au fost, alături și care au ridicat mâna pentru asta și vă spun că nu voi face nimic care să fie neapărat pentru mine personal. Tot ce se va întâmpla aici, se va întâmpla pentru oameni și pentru dumneavoastră. Deci eu, pentru mine personal, ce se întâmplă în primărie asta este nu zero, este minus zero, ca să vă spun așa. Totul este pentru oamenii de aici și să fie oamenii, să ajungă, așa cum a spus și dumneavoastră și a citit din asta, să ajungă undeva la o, nu știu, la un grad mai mare de confort. Asta este ideea pentru comună. Bat foarte mult cu drumurile, pentru că vedeți pe ce drumuri mergem și de asta bat în mod special pe drumuri. De asta am zis că toate celelalte, cu ce țin de cultură, ce țin de și cu școlile, iar bat, pentru că vedeți, sunt o grămadă de copii care de fapt nu mai sunt și de aici avem problemele pe care le știți și de aici o să fie, are o grămadă de posturi pentru profesori și tot așa. Încă o dată vă mulțumesc și cer scuze că am intervenit, dar trebuia să mulțumesc la toată lumea și mulțumesc la colegii mei pentru că aceste proiecte care sunt făcute și care sunt aici pe hârtie astăzi, deci nu toate, absolut toate, 100% dintre ele, sunt făcute împreună cu ei și fiecare dintre cei care sunt în spatele dumneavoastră au o mică amprentă pe fiecare proiect, să știți. Că e un proiect cu agricultură, că e un proiect cu drumuri, că fiecare are undeva o semnătură pe acest proiect. Deci nu fac eu singură absolut nimic aici. Tot fac pentru că, de fapt, ei sunt specialiștii din spatele meu, din spatele echipei. Eu pricep să predau, acum cred că nici să predau, nu mai știu că am atâția ani de când nu mai sunt la școală, dar totuși, încă o dată spun că le mulțumesc foarte mult tuturor colegilor mei pentru ceea ce fac, pentru UNICEF, pentru secretariat, pentru poliții locale, pentru absolut, pentru tot. Nici nu așa ca să iau pe toți la rând, ei se știu foarte bine, nu o să-i mai spun. Sunt oameni care chiar muncesc cu mult simț de răspundere. Încă o dată le mulțumesc frumos și dumneavoastră pentru că ați dat credibilitatea acestui buget. Mulțumesc. La proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Coliu. Inițiator primar al Budiana. Cred că toată lumea știe despre ce este vorba. Spunem la vot cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Mulțumesc. Nu mă pare că interesa. Deci Cristina e așa cum știți, și am vorbit cu domnul Dobrovăț înainte să intre în poliție, noi am aderat din nou la acord, da? Am mai vorbit despre asta, ca să fim în Asociația Comunelor, da? Din țară. Probabil faptul că nu au mai fost plătiți de mult cele 1100, adică 11 milioane este aderarea la acord, nu mai eram prinși în acord, iar faptul că mai multe informații și mai mult întâlniri la nivelul acestei acord, mai mult așa se întâmplă, dar eu presupun că dacă ai informația, asta este cel mai bine. Și de asta am zis că s-a aderat. Am mai vorbit și anul trecut, dar n-a fost pus exact pe tapet ca și hotărâri. Și de asta acum stăm o hotărâre pentru ca și comuna noastră să fie în Asociația Comunilor din România. Și mai departe aveți acolo la punctul 4 că trebuie să plătim și o cotizație anuală. Cotizația anuală este de 1100 de lei, deci nu este ceva, 11 milioane, asta este suma. Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu aceste lucruri, vă rog frumos să vă exprimați prin cine punem la vot, cred că punctul 3 și 4 sunt cam același lucru. Da, dacă exact. Aderăm, da, trebuie să plătim și o cotizație. Da. Deci dacă sunteți pentru, spunem la vot cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă. Abțineri.
Mulțumim. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Costolache Vasilica, inițiator primar al Grudianului. Eu am propus să-i dăm o sumă de 2000 de lei și o să vă spun de ce, pentru că o adus aici cererea și o să vă spun că însemnat Costolache Vasilica, domniciat în comuna Pod, județul Bacău, divorțat, mamă de 2 copii, având pe Postolache Georgiană 14 ani, elevă la școala specială cu handicap în bază de certificat caz grav și Postolache Vasile Valentin, în vârstă de 13 ani, elev în clasa a 7-a, diagnosticat cu tumor malignă a oaselor și cred că trebuie să mai spun prea mult, 2 copii, el este aproape de a-i se imputa un picior, ăsta mai mic dintre copii, nu cred că sunt mult dispus și fata-i cu handicap. Putem să spunem deja la vot, au înțeles că de 2000 de lei este pentru că săptămânal sau cel puțin de 2 ori pe lună stă acolo cu... Stă tot timpul spital, să frumos să merge la ea. Sunt discuții... Ei tot fel discuții, chiar nu mă interesează discuțiile de pe lângă, atâta timp cât ai un copil cu handicap și al doilea copil e bolnav de cancer, nu știu dacă trebuie să mai avem prea mult de numărul 7. Deci ați fost de acord, da? Da. 6. Cristina vă prezintă 6. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul poliției locale Pod. Vreau să pună bine. Vă rog, să știți că în fiecare an noi trebuie să acordăm, bine, în funcție de buget, norma de hrană pentru poliția locală. Știți că băieții la poliția locală, fiecare are, în afară de faptul că sunt în cadrul poliției, se ocupă de ajutorul social. Domnul Drăgăstan se ocupă de dosare de la ajutor social. Domnul Iftimie, pot să spun și că domnul Matei sunt mâna dreaptă a doamnei primar în ceea ce privește gospodărirea comunei. Deci, dânsii sunt la orice oră pe teren, chiar și de seară, în ceea ce privește iluminatul public, desepezirea comunei, adică să... Așa și știți cam care sunt atribuțiile, deci l-ați mai auzit în fiecare an. Deci supunem la vot. Norma de hrană. Haideți să încercăm să mai discutăm ceva. Așa supunem la vot pe bandă rulantă, nu-i bine. Consiliul local aprobă norma de hrană în funcție de resursele bugetare. Doamna președintă, e bine să ne spunem și noi părerea, pentru că așa e corect și legal. Nu, că doamna președinte imediat punea spre aprobare. Oameni buni, să înțelegeți foarte bine ceea ce s-a spus aici despre băieții din poliția locală care la anul acesta, dacă nu greșesc, Ionuț, ești pe aici, 11 ani de existență, cu aprobarea domnului primar Dobrovăț și când eram viceprimar, am pus pe picioare acest lucru, poliția locală în comuna Pod. Atunci aveam gânduri frumoase să ne cumpărăm și o mașină de pompieri, să avem și o echipă de pompieri. Domnul Costică Ilie și aduce aminte niște discuții mai vechi. S-a făcut acest lucru și cu uniformele pe la Constanța și câte alte lucruri. Amintiri frumoase. Oamenii ăștia sunt de bază, sunt vitali pentru doamna primar, sunt mâna dreaptă. Respectiv, dau un ajutor la orice oră din zi și din noapte. Și în al doilea rând, Cristi Dragastan, că dacă ați vedea ce morman de ajutoare venite de la Uniunea Europeană, să le distribui în comună cu toată gama de probleme, eu vă spun cinstit, eu în locul lui Cristi Dragastan, eu aș fi refuzat politicos pe doamna primar. Doamnă, nu pot să fac așa ceva. Sunt deosebit de activ, băieți. Să nu înțelegeți că, așa cum e formulat aici, că acordarea normei de hrană, ca și cum te duci la un cățeluș și îi da norma de cărniță și de oase. Nu!
e un quantum, o sumă care se acordă din bugetul primăriei cu acordul Consiliului Local ca dânsii să-și iau un pachetel, mă rog, atunci când vin la serviciu sau respectiv când pleacă, cum spunea doamna primar, că a debutat anul 2018 cu două incendii la Bucșești și unul de vegetație. Păi te duci în Fumăraia și te duci cu toate problemele alea, numai primar să nu fii sau polițist local. De aceea, eu într-o totul de acord cu acordarea acestor sume modice. Sunt sume infime, să știți. Întrebare. Cât e suma pentru 32 de lei de lei de pe zi, ține lucrătoare? 32 de lei. Atâta. Păi cum? 3 euro? E, 8 aproape. Da. Eu zic și o sumă destul de frumoasă. Dacă-s 30 de zile cam dar zice, fă o calcul, doamne. Atât, atât. Mai contrazice. Da. Vreau să spun și eu ceva. În primul rând că suma atâta timp cât vine de la buget și așa nu o dăm neapărat din... Adică nu o să faci chiar pe asta investiția cea mai mare din suma respectivă care vine la băieți. Bineînțeles că le iau apărarea că lucrează cu mine, e normal să fie așa, că dacă n-ar fi să le iau apărarea asta, înseamnă să nu mai lucrez cu mine, lucrez din altă parte. Și această apărare pe care vă spun între ghilimele, așa cum a spus Cristina, este pe bună dreptate. Eu cu băieții ăștia lucrez și ziua și noapte, chiar dacă la unii le place, chiar dacă la unii nu le place, dezăpezirea să faci cu ei pe drum, să fac iluminatul, absolut tot ce e bine. Și în afară de lucrurile pe care le au cu poliția cealaltă, 112, tot sunt chemați tot ei ca să... E o problemă că se lucrează în afara programului. Lucrând în afara programului, noi ar trebui să le acordăm niște ore suplimentare pentru lucratul în afara programului. Așa-i. Faptul că aceste ore suplimentare nu le sunt plătite și n-au fost plătite niciodată, s-ar ajunge cam tot la aceeași sumă să plătească orele suplimentare sau nopțile pe care stau pe drumuri. Pentru că, cum știți, orele suplimentare se plătesc acum mai nou, având în vedere noua legislație în care a fost a salariilor. Așa, ca să nu mai facem din asta ce ore suplimentare, ci s-au dat această normă de hrană, nu cred că tot ar trebui să fie un subiect de dezbatere. Asta când se dă vorba. Sunteți aici cu ei la un loc, aici vă întâlniți zi de zi, care-s mai bun, care-s mai răi, care-s mai... Toți merităm mai mult. Vă spun foarte sincer. Și eu, 50 de milioane mi se pare foarte puțin pentru cât responsabilitate este. Chiar foarte puțin. Că dacă stăm bine și facem așa o analiză, 5 milioane la un consilier care vine 2 ore pe lună, cât e într-un an de zile? Nu? Haideți să fim cinstiți. Și venim și atunci mai găsim câte ceva dispus în plus ca să mai punem benzi în roate, ca așa spune partidul. Nu există așa ceva. Deci haideți ca să fim realiști, nu? Eu aș da banii ăștia și la profesori, aș da la toată lumea. Dacă pentru dumneavoastră a fost maximul ăsta care s-a dat și așa și a fost de acord, vă spun că la unele primării nu s-a dat. Chiar nu s-a dat. Nici măcar nu s-a mărit nici salariul, nici nimic. Au lăsat tot. Ori unii, ori alții. Și puteți să vă interesați, că nu spun pe greci. Gândiți-vă dumneavoastră, aveți pentru 2 ore 550 de lei. Haideți să nu facem nimic. Dacă îmi permiteți și mi-a 2 ore. Adică mi se pare acest... Terminați-vă și... Deci mi se pare acest lucru, pentru unii mi se pare că e bine, poate nu-i bine. Poate nu o să fie bine. În lege este prevăzut că se dă acest drept. În lege este prevăzut că fiecare dintre cei care sunt colegii mei din primărie și nu numai, și de școli și peste tot, să meargă la cursuri, să fie cursați. Deci peste tot, în lege, este obligatoriu. Îți trebuie credit, îți trebuie să ajungi undeva mai sus. Asta e legea. Nu un pic să... Da, domnul Grigore, sunt terminat. Am văzut că doamna secretară a făcut o comparație între consilier și... Nu, am făcut-o și eu. Cu suma care... Nu, dar nu prea este normal ceea ce-ți comparat.
Nu este normal. Eu n-am auzit un cetățean din comună să fie un consilier controversat. Pe când, în comună, dacă stați de vorbă cu cetățenii, nu vede un polițist local pe timp de noastră, ba, să da. Știi că mai urmărești o curăță care fură lemne sau până... Mai nu am făcut poze la toate activitățile pe care am fost noaptea și o să fac o expunere și o să fac... Să vedeți cât din orice am stat pe drumuri cu ei, ca să... Dar atunci, care este situația? Că și iarna trecută, și iarna asta s-au furat lemne și vineau la ora 5 dimineața, vineau țigani cu lemne. Deci nu mai intrăm acum cu furatul de lemne, că nu avem cu treabă noi. Asta e Poliția Națională, nu are treabă Poliția Locală cu furatul de lemne. Nu are nicio atribuție, este pădurare. În urmă de lemne e Poliția Națională, să știți. Poliția Națională. Dar nu văd de ce atâta dezbateri și atâta pozi. Și atunci, atribuțiunea lor, care este, doamnă? Niciuna lor. Stau în birou și scriu. Deci mai aveți întrebări sau complete? Eu vă spun că am văzut că nici nu, la un moment dat, nici nu vin cu uniformele pe ei toți. Singurul care îl văd cu uniforme, domnul care de față. Eu v-am dat un exemplu. Eu v-am dat un exemplu care l-am întâmpinat, chiar eu personal, la municipiu aici. Cu domnul primar și cu un polițist local. L-a trimis acasă. Cum vii în civil? Cum vii la mine civil să te trimit în... Da, la asta e o paranteză. Mai aveți ceva întrebări sau completări sau să punem la vot? Domnul Sarpanu s-a înscris. Mulțumesc frumos. E a doua oară când... Așa. Deci, vis-a-vis de poliția locală, mai ușor, mai greu, își facă dorie. Problema e exact ce s-a spus. Dacă ar trebui să plătim ori suplimentare cumva în altă parte, nu se plătesc sau să dai compensare tip liber plătit. Ori nu-i avea ziua la lucru. Ce-i bă? Dacă el duce noaptea. Deci nu văd, bari că ne cramponăm pentru niște fleaturi. Asta e o, niște nimicuri. Mulțumesc frumos. Îmi pare foarte rău, încă nu mi-a sosit, aștept să vină oficial, să-mi vină ceva oficial dintr-o anchetă penală pe urmele polițistului Matei. Și atunci o să dau citire public și o să vedeți cine este un reprezentant la poliție. Acum nu fac la un loc, că ceilalți doi au alt comportament. Dar așa, un abuz care este, și a spus foarte bine, că este mâna dreaptă a doamnei primar. Toți sunt mâna mea dreaptă, nu poate. Nu gospodărie. Eu vorbesc zi ce se întâmplă, domnul le iau acasă. Prea le ținem așa și nu vedem adevăratul. Păi tocmai, este vorba instituțională. Eu trebuie să lucrez cu toată lumea de aici și acum sunt în echipa asta de proiect toți și vin și mă ajută cu așa, așa e, pe planul lor mă ajută. Problema pe care o vezi dumneavoastră cu Matei, ne-ați expus-o în fiecare ședință. S-o sătura lumea, credeți-mă. Totuși, cred că 35 de lei pe zi e o sumă... 32 de lei, mă spun. Ai stabilit cât de lege, nu putem umbra. Mi se pare cam mult. Da. Față... Deci, chiar putem supune la voi cine este pentru suma de domnul... Eu am următoarea propunere. Atâta timp cât este dată legii, spune clar legea. Eu zic să aprobăm legea. Păi, dumneavoastră, când va veni legea de la Boc și astea salariile, vreți să dăm înapoi banii ăștia, după aia iar să se judece oamenii cum v-ați judecat dumneavoastră cu învățământul? Haideți să vedem real, structura reală. Dom'le, este legal? Este. Hai să o... Care vrea, aprobă, care nu, nu. Discutăm despre probleme care nu au nicio logică. Discutăm pe lângă. Nu ridică mâna, domnule, eu pregat nimeni să vină niciun lucru. Eu nu m-am exprimat că sunt împotriva sumei. Discutăm... Ați auzit vreo exprimare? Deci discutăm exact pe lângă cum am făcut și ședința trecută și acum două ședințe și chestii pur personale. Cum este cu banii de la învățământ, cum e... Haide să vedem problemele de fond și ceea ce putem face pentru această comună. Clar, putem să ajutăm sau nu putem să ajutăm. Sau ne vedem doar de fiecare de cauzele lui personal. Deci, aceasta este legea, fiecare își doamna propune care vrea ridică mâna, care nu. Pierdem timpul prin niște discuții care n-au fost. Dacă vreau să trecem să spunem la voce. În cazul ăsta nu mai avem dreptul la opinii, după părerea noastră.
dai seama ce... Eu nu v-am spus opinia. Păi dumneavoastră vorbiți de învățământ, domnul Grigoraș. Și despre pădurea dumneavoastră de 15 ani, 3 ani, 8 ani de zile, de când sunt consilier, numai lucrurile astea personale. Haideți să facem ceva pur pentru comună să pătrunde. Dar dacă atâtea opinii cât are o altă de persoană, ce are și aici? Stăm și ascultăm, că avem și noi opinii ăștia care tăcem din gură. Hai să avem respect, că dumneavoastră pe ședință... Ce mai așa, 10-20 de intervenții și să stăm așa degeaba. Avem și noi opinia noastră. S-a spus de două ori, s-a spus despre poliția comunitară, am vorbit și mai înainte... O precizare, pumnul în gură se pune numai la anumite persoane. Am vorbit mai înainte în ședința de constituție. Domnule, cât ai vorbit, matale, am tăcut din gură, n-am scos o vorbă. Am avut înainte de ședință, am analizat activitatea poliției locale. Dacă o persoană are o anumită persoană cu poliția, s-a mers la judecată, s-a hotărât acolo, hai să terminăm aici, domnule, tot atât. Dacă e legală problema asta, spune, suntem de acord, nu suntem de acord, să consemnează asta, pentru ce să batem apa în piua asta pentru nimic? Domnule, în primul rând că nimeni nu dădea dacă nu era vorba de o lege. Că e legală problema. Nu dăm ceva care este de la noi, dacă n-ar fi vorba de o lege. Este vorba de o lege, suma este atâta, nu i-am fixat eu suma un leu sau tăia, atâta este fixată suma prin lege. Cine nu este de acord cu suma, nu răspunde și atât, că nu putem să facem noi pe lege niciun fel de apologie, pentru că legea a fost dată, nu a fost dată de mine, nici de nimeni, așa a fost dată, se poate. Nu, ce așa, Consiliul Local votează, nu se pune pumnul în gură, se spune că nu putem să vorbim despre o lege. Asta este legea. Să știți că programul lor este tot de la 7.30 la 15.30, tot 8 ore. Că noi îi găsim vinerea sau în orice zi, seara, când noi stăm la căldură, noi ne bucurăm că aricine merge prin comună. Exact, cu primar. Deci nu ne ținem parte, spunem adevărul care este. Păi da, dar este foarte simplu, că de exemplu eu mă duc cu ei pe drumul și suntem pe tăti coclaurile și așa, și care dorme în casă, de unde să vadă? Că n-ai cum să vadă, decât dacă mă filmez și să mă pun să mă filmez, că altfel n-ai cum să vadă. De unde să știi, că doar nu e telepatic așa cu mine, știi unde sunt. Vă rog, putem să pune la vot, vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abține. Mulțumesc. Cristina, ai cuvântul. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni privind dezvoltarea economică socială a comunei Poduri pentru anul 2018. Inițiator primar al Budiană. Da, este pe masă, cred că ați primit și dumneavoastră, deja domnul Bia a vorbit, avem o adresă care este venită de la... Păi, vorbește tu că... Avem o adresă venită de la prefectură. Trebuie să spunem spre aprobare. Lucrarea... Priorități obiective, plan de acțiuni pe 2018. Adică, de fapt și de drept, cam ce s-a vorbit în buget, exact care sunt prioritățile, exact ce a vorbit domnul Bia la început, ce a discutat domnul Bia, cam acestea sunt. Ce avem aici? Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, cred că ar fi un principalul. După care, crearea unui mediu economic local competitiv și atractiv. Asta e așa. De bine. Crearea de locuri de muncă și incluziune socială. Aici noi pot să spun că crearea de locuri de muncă este un pic cam greu de realizat. Este într-adevăr o speranță de a se face așa ceva, dar este mai greu de realizat nu numai la noi, este mai greu de realizat la nivel macro acest lucru. Însă am câteva idei și câteva proiecte pe care aș vrea în timp, dacă sunt sănătoasă, nu alt... În rest, chiar nu am nicio dorință, că câteva proiecte care sunt acum în dezbatere, de exemplu, căminul de la Bucești, care am vorbit și înainte și domnul Dobrovă și domnul Iscu, acest cămin la un moment dat, găsindu-i finanțarea, să-l transformăm într-un cămin de bătrâni. Ca să putem, aici ar fi și o creare a unor locuri de muncă, într-adevăr, poate nu foarte mari, dar pentru comun ar fi ceva, sau pentru... M-am mai gândit eu pentru a aduce acolo, pentru că este un spațiu destul de mare, câțiva medici care să vină cu titlu gratuit să îi închiriem, pentru că altfel n-ar veni, și să dea consulturi oamenilor, dar de astea, de cardiologie, adică ceva mai
Ceva de specialitate, da, da, da. Cam astea au fost, așa au fost gândite, că sunt bine, că sunt rău, dar un camin de bătrân mi se pare mult mai. El o să trebuiască să trecem, să-l compartimentăm și să-i dăm o altă, o altă destinație, deci să-i dăm o altă destinație. Asta, să spunem că într-un viitor ar putea să ne aducă câteva locuri de muncă. Dar acum, având în vedere situația în care suntem, infrastructura este așa cum este, nu este deocamdată canalizare, nu este, aceste lucruri nu prea atrag atât de mult nici investitori și nici ceva ca să facă loc. De prima dată cer pământul care să-l ai, cer să fie apă, utilitățile, da. Asta este în primul rând ca să poată să vină să facă ceva. Avem aici cu incluziunea socială, să știți că cu asistența socială și cu UNICEF-ul s-a lucrat foarte mult, cred că este un punct în plus pentru comună. Știți foarte bine că și dumneavoastră ați fost înștiințat și a fost aprobat și în Consiliu. Știți foarte bine majoritatea cazurilor cu probleme și bătrânilor din comună cât au fost ajutați în fiecare an și cu lemne și cu... Deci este un lucru, cred eu, foarte bun asta, cel puțin... Incluziunea socială, nu numai, și la nivel de școli, s-a lucrat școlile, au lucrat împreună cu UNICEF-ul și cred că aici chiar este un plus, deci chiar asta este trecut așa 100% ok aici. Creșterea calității educației, la fel accesul la sănătate, cultură, sport și informare. La fel avem toate lucrurile astea care se fac din punct de vedere cultural pentru comună. Cred că tot au fost activități și acțiuni. Nu putem spune că n-au fost pentru că ele există. Protecția mediului înconjurător. Acum vom face, și a fost trecut, trebuie să facem asta cu spațiile verzi, pentru că dacă nu facem chestia asta cu spațiile verzi, care registrul spațiilor verzi, vă dau un exemplu, nu o să putem accesa unele fonduri europene dacă nu prezentăm asta la... Da, pentru că se dă un certificat. Și... Da, și plus ca amendă la fiecare. Știți că dacă nu o faci, amenda e cam dublu cât costă să faci proiectul. Și aici cu buna guvernamentare, buna guvernare la nivel local. Eu chiar pot să scriu asta și pot să spun că în proporții din 99% avem o bună colaborare cu toată lumea dintre dumneavoastră. Sunt convinsă că și chiar dintre cei care nu recunosc, cred că undeva în sufletul lor, așa și în spatele a ceea ce gândesc, știu foarte bine că nu se fac lucruri urâte, decât se ceartă chiar să se meargă pe o linie dreaptă și să facă ceva pentru oamenii din comun. Că într-unele cazuri să mai spune partidul că trebuie să-mi pui că trebuie să-mi pui piedică sau că găsești ceva, o pichiță de care să-ți iei și... Da. Eu vreau să vă spun un lucru. Dacă am făcut ceva, niciodată n-am făcut când mi-a spus partidul ceva. Deci eu mă duc la dumneavoastră de astea de partid care să-mi dea ordine ce să fac. Am avut și colegii mei de la partid și cu care suntem și sunt consilieri. Noi avem un respect deosebit unul față de altul și toată lumea chiar vede cum ne înțelegem și cred că este un mare lucru să te înțelegi unul cu altul. Sunt și colegi din celelalte partide care trebuie să le mulțumesc pentru colaborare și sunt convins că nu, chiar nu mă iubesc într-atât de mult încât să fie neapărat alături de mine că o fi vreun prinț sau vreo prințesă, dar văd că lucrurile care se fac lucruri bune și atunci... Este adevărat, fiecare om greșește. Nu a spus nimeni că nu se greșește. Fiecare om poate să greșească. Pentru că numai dacă nu muncești, nu greșești. Dar nu poți să ții pe fiecare în brață numai pentru faptul că nu știu ce dorește și nu știu ce vrea și să aibă diferite... Eu cred că am ținut în brață destul pe toată lumea și cred că am fost destul de înțelegătoare cu cei care unii spun de corupție, dar mă sun la telefon, nu știu ce să-i ajut. Deci haideți să fim oleatul mai... Adică să vedem așa în jurul nostru cam cum suntem. Și aici nu vorbesc numai de consilieri, vorbesc și de colegii mei și de toți. Nici de colegii mei n-au cum să mă iubească toți. N-au cum, mă iubesc că n-au ce face acum. Asta e situația. Eu sunt aici și trebuie într-un fel să mă iubească sau nu. Dar sunt și care mi-ar trage șuturi pe aici, prin... Că asta este și vorbim de buna guvernare.
ce înseamnă buna guvernare, ar fi așa, aici să avem o discuție toți, să ne dăm cu capul de pereți și nu știu ce aici, dar în momentul în care am ieșit de aici, așa, să putem să ne uităm ochii altuia. Nu cred că este cineva, dacă am putut, și am mai repetat treaba asta și nu vreau ca să par acum, nu cred că este cineva care a venit la mine și dintre dumneavoastră care sunteți în opoziție, dacă am putut să deschid ceva o ușă, dacă am putut să spun ceva, nu cred că am fost vreodată să spun nu. Doar ce știi ce întâmplări și ce conjuncturi au fost. Și încă o dată vorbesc și de colegii mei, vorbesc și de consilieri și de toată lumea. Nu mai punem asta că... asta cu tot o repetăm, că suntem oameni și ne întâlnim și nu suntem oameni și ne întâlnim, niciunul nu o ține seama asta, că suntem oameni și ne întâlnim. Niciunul nu o ține. Foarte puțin dintre noi țin treaba asta. Dar haideți ca să vedem că știți ce se întâmplă. Haideți să vedem că toate lucrurile astea undeva rămân aici, în istoria asta. Și ne vede o întreagă, uitați, mai ales acum, adică când suntem cu filmată, ne vede o întreagă, întreg județul. Nu putem chiar tot așa mereu să ne tot atâta apăsăm unul pe altul, parcă am omorât pe mama sau pe tata cuiva. Nu suntem pe banii nimănui, fiecare și ia banii lui, muncești, nu muncești. Dacă a fost ceva în unele cazuri, când au fost lucruri mai grave, mai puțin grave, eu cred că am încercat să vorbesc cu fiecare, să-mi cer scuze. Nu s-au acceptat scuze, bun, mergem mai departe, dar nu putem să fim așa, chiar să trăim într-o răutate dintre asta totală, care să nu mai putem ieși din ea. Și pe mine m-au luat și m-au stuchit nu știu cât, și prin campanii, și acum, am ajuns aici, cum o vrea Dumnezeu mai departe, sper să fac ceva, nu trag de-al doilea mandat și chiar când o să uite lumea să știe foarte bine, trag să fac ceva acum, dacă Dumnezeu o fi și o fi ceva frumos pentru noi, să mergem împreună, de ce tot trebuie și atâta și atâta, numai atâta ziua să tot avem o sulă în coaste? Nu se poate așa ceva. Sunteți totuși oameni, domnule. Sunt aici oameni cu ștate vechi de plată. Nu numai care sunt ca mine de un an de zile sau de un an jumate de când sunt eu aici. Nu, deci nu putem așa. Deci v-am spus bună colaborare, v-am spus. Trebuie să fim un pic mai uniți. Nu pentru mine. Că nu îmi face mie nici statui, nici să... Că când comunitar, destui în comună să spișă pe statuia mea. Nu-mi face nimeni asta tu, ce mai, că oricum ești ghiontit de aici. Când ai făcut bine pentru ceala, că ai făcut bine pentru ceala, că la mine n-ai dezăpezut, că vin acum, că m-a luat inima, vine că acum moare copilul. Deci nu poți așa să stai, că trebuie să avem așa o discuție unii cu alții, să puteți să ne mai privim în noi măcar, nu neapărat să spui, bă, ce bun ai fost. Dar același lucru spun și pentru colegii mei. V-am spus, nu toți dintre colegii mei mă plac. Dar n-au, ai ei, mă rog, n-au ce să faci, că știi că-s cu mine aici. Dar nu cred eu că vreodată și dintre colegii care sunt aici, nu cred că au fost vreodată nedreptățiți vreunul sau că vreodată, dacă au fost ceva probleme, nu am fost om care să înțeleg. Nu am luat pe niciunul acasă dintre ei. Cu toți sunt frați ca și cu dumneavoastră. Nu l-am luat pe Matei de crescut, că toți au vorbit, nu-i prietenul meu mâna dreaptă. Mâna dreaptă e și Mioara, mâna dreaptă e și Andreea, mâna dreaptă e și Anca, trebuie să lucrez, că ce să fac? Să-i spun că care nu-i place lucru tare să-l țin acasă, nu se poate așa ceva. Deci trebuie să înțelegi dumneavoastră niște lucruri. Eu nu mai am afinități de astea și iubiri dintre astea, pentru că văd că majoritatea iubirilor și între colegi sunt falsi. De obicei sunt falsi. Toată lumea, acum, în proporții de 1%, dacă mai ai un prieten care este cu tine. Poate și în familie există falsități. Nu mai vorbim la un nivel dintre ăsta când fiecare are câte ceva de... când are ceva de obținut sau nu. Dar nu se poate chiar așa să... Adică, suntem totuși oameni. Mai vin oameni aici, mai vin... Toți spune că se spune că se pune pumnul în gură la un solat, dar nu s-au pus pumnul în gură, că sunt oameni care vorbesc în fiecare ședință și spun același lucru și sunt oameni care nu au spus nimica. Deci nu au spus nimeni a omului să nu spună sau așa, dar trebuie să avem așa, să avem totuși o măsură, un element de măsură. Dintre colegii mei și care nu le convine, o să vină acum aceea, poate nu s-au făcut niciodată sau poate nu le s-au spus niciodată. O să vină săptămâna viitoare și o să le fac punctajul la fiecare, pentru cât o muncit și pentru evaluare. Să vedem ce o să spun, că o să vin și o să-i întreb, uite, ai greșit asta, ai făcut asta, eu de asta i-am în spate, ca să mă ajuți ei pe mine. Sunt lucruri care trec la mine prin birou, care le pun pe masă și eu le semnez. Dar le semnez pentru că în spatele meu există un om care a făcut aceea, spune eu, în temeiul legii.
Că dacă eram eu, să fiu eu care sunt cel mai deștept dintre pământeni, nu trebuia nicio echipă în primărie. Sau mai degrabă stăteam acasă. Cred că mai bine făceam, sincer. Dacă îmi permiteți, doamnă președintă. Da, să fie cu legătură la punctul 7. Cunoaștem fiecare atribuțiunea de serviciu, așa că nu e cazul să ne descrieți acum fiecare ce are în atribuțiunea de serviciu. Aveți o foarte mare dezinformare legată de influența partidului pentru a pune bețe în roate. Foarte mare dezinformare aveți în sensul ăsta. Îmi cer scuze dacă am greșit cu dezinformare. Așa a spus, că ne învață partidul să ținem o poziție. Dar, cred că vedeți ce sunt în plan. Ați văzut vreodată acum denumire? Vedeți ce sunt în plan național. Domnul PSD-ul este peste tot denumirea. Dacă știți dumneavoastră, atunci când am început noi această conlucrare între noi toți, dacă știți, și probabil vă aduceți aminte, pentru că domnul Gheorghiță este aici, noi am plecat cu PNL-ul într-o... Știți, nu? Da, am plecat împreună, din câte mi-amintesc. Dar nu toată lumea își amintește. Mă rog. Eu acum, că am zis aminte dumneavoastră, cu unii sunt mai vechi, unii sunt mai proaspeți în postura asta de consilier. Eu vă spun, adică mă cunoașteți, nu trebuie să vă mai spun eu acum, adică... Dar n-am întâlnit dezordine și haos ca în mandatul ăsta. N-am întâlnit. Pentru că, mi-ați aruncat o hârtie și ca să dorm la noapte. Eu am aruncat-o sau dumneavoastră? Mi-ați aruncat-o mie ca a venit cu copia. Ce am depistat? Și au confirmat unii. Ați dat o rezoluție, ați șters-o și mi-ați adus alta făcută de altă cerere, făcută de un element de aici din primărie, Miluță Caravan, așa, că dau cu nume. Și semnată tot de ea. Deci ceea ce a făcut elementul care a solicitat. Păi cum ați văzut dumneavoastră, i-ați botezat copilul așa să vorbești. Dar nu contează, dar e un caz real. Vă spuneți că dumneavoastră analizați corect. Dar de ce ați... Eu prima dată v-am dat cererea care i-a spus parafă după avizul dumneavoastră. După aia mi-ați adus pe asta la altă făcută de altcineva, fără să fie semnătura lui, pentru că... Vă rog, domnul Vigoraș, credeți că puteți... Și așa reiese, nu-i chiar așa cum ați descris dumneavoastră, nu-i chiar așa. Așa că... Mai aveți completări sau obiecții la punctul 7 sau supunem la vot, vă rog. Da, domnule, cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Onorică? Împotrivă? Abține? Adică m-a văzut doamna. Sau cum ăla până ridică tușa, adică mă întreg acum. Trecem la capitolul diverse. Am să vă rog, are cineva vrea să... Da, am o problemă eu. Da, da. A doua eu. La diverse. A, nu, asta e o... Doamna primar, mă ascultați? Da, vă ascult. Doamna primar, în mâna dreaptă sau partea dreaptă și mânuța dumneavoastră dreaptă aveți toți salariații și primării. E un lucru nemaipomenit. Iar în stânga aveți toți consilierii locali și cetățenii comunei. Ca să întrunim așa mâinile dumneavoastră. Acum vreți să am fi stânga chiar la inimă, dați-mi voie. Precum Caragiale. Cristinuța scumpă, tu știi că eu țin la tine. Dar ai greșit, Cristinuța. Mai greșit. Cer iertare de la toți consilierii locali, că i-ai jignit. Cu ce? Cristinuța scumpă. Nu două ore luăm 5 milioane. Acum, Cristinuța scumpă. Ăsta e regulamentul care degeaba râdeți. Că râdeți pe nas acuș. Ăsta e regulamentul care l-am aprobat la prima ședință. Da.
conform legii, legii 393, 295 și completată de celelalte ulterior. Cristinuța, eu îți citesc aici, fetiță. Articolul 72. Potrivit articolului 34 alineatul 1.7 din legea 393 pe 2004 privind statutul aleșilor locali, pentru participarea la ședințele comisiei de specialitate, consilierii au dreptul la plata unei indemnizații în cuantum de 5% din indemnizația lunară a primarului. Și de asemenea, mai au dreptul la 5% o indemnizație, îmi dați voie? 5% o indemnizație pentru participarea la ședință. Cristinuță, eu aceste dosare ale comisiei, mie mi-au luat luni de zile să le pun la punct. Cred că nimeni din tot județul nu are astfel de documentație. O astfel de comisie învățământ, sănătate, protecție socială, cum desfășurăm noi la poduri, nu cred că există în județ. Tu să fii mândră cu noi și să nu ne mai jignești niciodată că nu ne dai din propriul tău buzunar 5 milioane. Păi aici sunt interese, domnul Bia. Aici sunt interese, domnule. Cum să iasă din cuvântul doamnei primar? Cum să iasă? Stați un pic, n-ați înțeles ce vreau să spun. Dar nu, că e majoră, domnule, știți, no, vorbea. E normal, că toți suntem majori. Am spus, domnul Onorica a zis că este mult și am zis că nu este mult. Dacă se plătesc pentru consilier 500 de lei, se poate plăti pentru 30 de zile pentru domnii de la poliția locală 900 de lei. Asta am spus. Nu am spus că nu îi luați pe drept. Dar nu vreau să-i primă mărunte, domnul Bia, că nu are sens. Excuse me, scuză-mă, scuze și care muncesc, te rog frumos să rețin următorul lucru. Indiferent de situații, noi tot vom ține la tine. Da, și eu sunt foarte mult la nas, dar trebuie să fie și corect. Apoi dacă nu mai este corect, e tot la mine, la nu știu noastră, la cine. Când ați comentat noastră și mai este prea mare, eu de asta am spus, nu este mare. Doamna Cristina, deci că e mare, că e mică, am avut dreptul să știu care e suma, că putea să fie cu 400, eu nu știu. Dar asta e prea mare. Și da, și rămân, am aprobat, dar rămân cu părerea că e prea mare, totuși, eu rămân cu părerea că e prea mare. Asta e problema. Asta e părerea mea. Deci, Cristina, nu ai dreptate, ai greșit, ai dat-o așa. Și tot la același lucru, tot conform aceleași legi, atenție pentru celelalți colegi. Hotărârile se iau cu majoritate simplu. Chiar dacă ai altă părere, nu ai drept de veto. Deci să pune la vot și atât. Deci nu mai să pierdem timp. Dar n-am fost. E legat de treaba asta, n-am fost. Nu, dar nu fost. Nu, dar am făcut aceeași lege. Da, am să pun la vot un punct pentru că a apărut un punct și trebuie acuma. Să pus la vot, dar cred că am să rog cineva în conștiință de cauza. Am văzut că ești mai în măsură să ne spună despre ce e vorba. OMV.com. Vreau să pun o conductă pe teritoriul comunei Poturi. Terenul este în domeniu privat. Noi luăm chirie 2 lei pe metru pătrat. Dacă sunteți noi de acord... Trebuie trecut în domeniu public până la... Dar e pe... A, de fapt este, da. Este da. Pe... Dar vor să le chirieze, dar licitația începe de la 2 lei. Da, licitația... 2 lei pe metru pătrat. Nu, trece care-i traseu, ce transportă conducta, ce... Au venit acum, mai zis, acum au venit noi din ședință, da. Am să vă citesc exact adresa ca să la prima vedere și pentru mine. Acum au venit, noi oricum. Deci, stimată doamnă primar, subscris la OMV Petrom S.A., având sediu în strada Coralilor, n-are rost să mai spun așa, să vă spun ce, doar ce vor ei.
Vă solicită recunoașterea apartenenței la domeniul privat al Oate Pădure asupra feței de 2482 metri pătrați, teren categoria Duma, amplasat în extradramul satului Poduri, punctul Cruce Măgura, conform planului de amplasament și delimitare anexat. Mai este vrea să fie o conductă pe aici. E undeva pe la Michelea asta, pe acolo și-a prin spate, care duce la Cruci. Este un drum de la Cruci. Tu mă ocupă ți-a dat de acolo. Bine, nu știu ce de acolo. Cum? Eu o lung de acolo. Noi ar trebui în principiu să aprobăm închirierea cu 2 lei pentru pătrat, aceste suprafețe. Bine, este vorba despre licitații care trebuie fi făcută, dar noi trebuie să trecem așa prin consiliu, pentru că nu poate. Dacă avem o hotărâre de consiliu, vreți să... Vă rog, numai cu licitații, tot ce trebuie, dar deocamdată noi am... Noi am avut acum recent, am avut un caz, am avut un caz în zona stadionului. Au avut pretenții persoana care... Mă gândesc foarte timpul de astea, știu că am mai vorbit cu doamna. După cum știți, noi am mai discutat anul trecut problema pentru stradul mediu. Propun pentru momentul de față să luăm acea hotărâre în care a stabilit și un preț, să repetăm asupra ei și să ne facem o propunere în funcție de acea hotărâre în care toți eram de față. Deci noi în hotărârea de consiliu care a dat-o de 5 lei, este prevăzut 2 lei. Așa este prevăzut 2 lei pe metru pătrat. Noi de aici putem începe licitația. Eu mă referam la ceea ce am supus noi atunci. Știți că am discutat despre o anumită sumă, nu vorbim la comisia, dar cam pe acolo ar trebui să... Mai aprobăm acum declanșarea procedurii de licitație. La inițiativa OLB-ului, deci asta trebuie să aprobăm. Declanșarea licitației. Că sunt de acord. Trebuie să vă face să vă organizați licitație. Da, exact. Să organizează licitație. Sigur că da. Deci să punem la vot cine este pentru... Sau n-ați înțeles? N-am înțeles. Terenul al cui este acolo? Al nostru. E a primăriei. Da. Am înțeles, da. Noi vorbim o chirie, noi vorbim pe lei, pe lună. Nu. N-am înțeles. Am mai întrebat odată, nu e nicio problemă. Putem spune la vot, da? Proprietarii particulari primesc acest sumă sau mai mare? Nu știți de ce? Să nu facem diferență între terenul prin Consiliul Local al Primăriei și terenul proprietarului local. Dacă la proprietarii local le dă un 10 lei metru pătrat, au un cont. Noi primim 2 lei, adică 5.000 pe lună. E totuși. 2 lei începe licitația. 2 lei începe licitația. Putem să ne ducem mai mult. Să mai licităm. Să Doamne, dă Doamne să crească. Deci am de mai aveți întrebări? Știți cât este prețul pe metru pătrat? Că au bani, domne, de la OMV sau Petrom. 6 euro pe metru pătrat. Reține. Și nouă ne oferă 2 lei pe metru. Dar chirii, domn profesor, să se chirii pe lună. Chirii, nu-i vândut. Nu-i vânzare. Doar chirii pe o anumită perioadă, deci nu... Problema este că conducta va trece din spatele batului, va trece prin hala unitor și ridică la deal. Deci noi conducta o să rămână în pământ, ei nu o pune provizoriu, ca să înțelegeți un lucru. Se face studiu topo, sunt băieții care fac topo acum, eu vă spun că văd toată ziua pe acolo, trasează exact reperele pe unde va trece conducta, se înlocuiește conducta veche care vine și aduce țițeiul și gazele de sus de la sondele unui cotel, mai face partea electrică. Sunt foarte multe probleme cu spargerea de conductă în ultimul timp, când conducta este foarte vechi și ei vor să înlocuiască conducta. Ei acum trebuie să intre în legalitate. Deci totul ceea ce se face cu autorizații de construcție, cu totul cere de la toată lumea. Și atunci ei, datorită faptului că va îngropa practic această conductă, o să ne plătească în fiecare lună un quantum de care stabilească la citate. Mulțumesc. Deci putem spune la vot. Cine este pentru începerea procedurii de licitație? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Cred că și formularea este corectă ca să fie lămurită toată lumea.
Am o problemă cu care, probabil că la diversii, care cred că o să și-o încheie. Este vorba despre apia. Tot primim tot felul de și de la Consiliul Județean și de la Prefectură am primit tot felul de adrese prin care trebuie să le reglementăm aceste lucruri cu concesiunile. Pentru că sunt persoane dintre cei care au concesionat, care în primul rând că nu au plătit redevența, care nu mai au nici măcar numărul respectiv de animale pe care l-au declarat. Și faptic s-ar putea să existe, din câte am înțeles, doar la... O să am o discuție cu doamna doctor veterinar. Ei am cerut o informare și o situație asupra animalelor. Eu doar acum am pus în discuție și vă amintesc, pentru că voi declanșa o procedură de... nu neapărat o procedură, voi declanșa acum lunile astea care urmează, împreună cu... Știți că a fost propusă o... Este o comisie care se ocupă de aceste lucruri de apia și de închiriere, împreună cu această echipă care a fost și comisie care a fost propusă. Vom lua fiecare la rând, fiecare, pentru că, sincer vă spun, toate lucrurile, dacă nu sunt făcute în regulă și dacă există ceva probleme, am văzut că majoritatea acum se sparg în capul primarului. Și așa că, împreună cu comisia respectivă, vom merge și pe teren. Comisia respectivă va investiga exact ce se întâmplă la fiecare dintre cei care au avut concesionările. Iar acolo unde sunt probleme, probabil în ședința care vine, vă spun de pe acum că nu cred că se vor. Adică noi am încercat să rezolvăm problemele până acum și sunt câteva luni și așa, în ședința respectivă, probabil, dintre cei care sunt concesionari, se va cere să-i reziliem contractul și o să vă supun și dumneavoastră aceste lucruri, pentru că nu avem altă soluție legală, aici s-a ajuns, asta este situația. Și am vrut ca să vă spun, ca să știți și dumneavoastră, despre acest lucru, pentru că o să am întâlnire cu cei de la comisia, care făceau parte din Comisia pentru Apia și pentru Verificare, ca să fie toate lucrurile puse la punct și plus avem procese verbale, tot ce trebuie pus la punct, pentru că deja au început să vină de ieri, s-a modificat ceva la amenajamentele pastorale, acum luna asta s-au modificat și s-a aducem la cunoștință aceste modificări care au venit ieri, au venit prin sau azi. Au venit și le-am citit, n-am putut să citesc chiar foarte în amănunt așa, dar că toți cei care sunt să vin aici și să stăm un pic de vorbă apropo de lucrurile astea și de ce decizii o să luăm în continuare. Da, mulțumim. Domnul Ilie. Am și eu o întrebare la dumneavoastră, domnule primar. Dacă mai este valabilă treaba aia cu consultările cu cetățenii comuni? Dacă eu pe data de 6 februarie am venit la consultări, doamna Cristina știe foarte bine. Eu nu am programul la consultări, Cristina, nu. Da, păi doamna Cristina știe. Săptămână din lună. Așa. O venit cineva la consultări, Cristian Mihai de la Rusăieri. Da. Am stabilit un program cu omul exact ce trebuia să are de făcut. A doua zi ne-am dus la fața locului, s-a rezolvat în totalitate. Probabil este vorba de drum, că avem și-o spus ceva de drum și s-a rezolvat și de toate. Da. La ce vreau să mă refer? Când a venit Cristian Mihai să stau de vorbă cu el, da. Eu m-am dus la caserie și am luat bani, indemnizație. Da. Domnul Grigoraș Vasile a rămas cu domnul Mihai, așa. Cristian. Și o spune, dar ce problemă ai? Păi, uite, am un drum acolo. Nu te mai vezi de treabă cu ăștia, nu faci nimic. Deci eu am venit la consultări, degeaba așa, fără să... Da, eu l-aș sper întreba, să nu, ședința, eu l-aș întreba să spună ce vreau să spună. Ce vreau să spună.